luat o sclavă, nu ți-ai luat o menajeră, ți-ai luat o iubită. Eu vreau un bărbat înțelegător, nu vreau un călău. Hei, deci bă, pe dacă bărbații nu stau cu biciu, femeia fuge. Pe ea o interesează mai tare ce spun antifanii decât părerea mea. Pe mine mă deranjează că el știe foarte bine că nu sunt așa și a dat impresia cu totul altceva. Bine, a greșit mult pentru că nu a gândit când a spus unele fraze. Cum ar fi, eu nu o să fiu niciodată casnică. Nu știu de ce îți pasă așa mult de imaginea care vor să ți-o facă antifanii. E vorba, Raimon, nu, dar tu zici. Dacă a venit Raimon, vrei să vorbesc? Dacă a venit la gar și mi-a spus, frate, e tot ok pe grupuri, nu o dați, e ok, e super, ajunge, ați avut, lumea a trecut, spune să nu mai continue. Noi nu vorbim pentru toți telespectatorii. Nu, Raimon, nu mă interesează telespectatorii, pe mine mă deranjează că tu îmi spui că au apărut toate discuțiile astea în urma celor spuse de mine și cum că nu mi-aș dori să fiu o casnică, în schimb, cele spuse de tine cum că ți-ai dorit foarte mult să iei ceva din partea mea, să-ți fac o surpriză. Nu e de vină, nu e nimic de vină aici, nu? O să ajungem acasă și o să vorbim despre asta, tine. Aici nu e de vină nimic, o să ajungem acasă și să vorbim. Păi nu, că cele spuse de tine nu... O să ajungem acasă și o să vorbim și despre asta, stai niște. A, măi, Brică, mă, așa tare te afectează, mă, subiectul ăsta, trecut, mă, gurii, mă, ce mai vrei? Nu, am zis. Că chiar ar trebui să-ți reușesc ție că nu vrei să facem lucrurile împreună. Dar eu sunt un leneș. Păi eu știu asta. El nu e ca tine. Nu, este exact ca mine, pentru că eu l-am salvat. Prostii, că tu ți-ai luat peștișorul în casă și l-ai omorât. Da, Monica, cauza asta e peștișorul care l-am salvat eu. Nu, nu l-ai salvat tu, că te iași la... Nu, serios acum, nici ăsta era singurul. Eu am zis staff-ului să ne dea pești, că altfel nu vii dădea. Nu îl dădea, eu le-am zis, știi, că aici să o vorbesc și vedem. Deci e al meu. Nu e al tău, e al meu. E al meu. Hai mă, Raimon, nu mă mai supăra acum, serios. Dar nu te super, dar în primul rând... Nu, eu l-am salvat, eu l-am luat, eu sunt tatălui natural. Dar tu ești tată, mama lui biologică. Ia uite-mă pe Grigore, mă. Tu mi-ai băgat, mă, seama, lăsă-ți să te liniște. Dar lasă-mă în pace cu ce i-am deranjat. De Grigore te-am deranjat? Da. Nici nu mă auzi, Grigore, vezi cum zici că l-am deranjat. Grigore e profesorul meu de religie. Pe unde ți-a ajuns? Unde, la Matei 15 suntem, nu? Abia la Matei 15 sunteți? Vor să aprofundeze, nu să treacă așa ca... Da, pe noi dacă... Așa e, dacă noi ne și oprim. Ei comentează. Dumnezeu nu te iartă niciodată. Ei comentează în același timp. Multe chestii mai prins de acolo. Că dacă eu divorțez de tine, tu știi că bărbatul care te ia comite adulter direct? Da, știu. Deci clar, dacă eu te las și singurul motiv care un bărbat poate să lasă o femeie, este? Dacă îl înșeală. Dacă înșeală. Atât, în rest nu. În rest n-are. Dar să nu-ți iei în cap, că nu poți să faci chiar ce vrei tu, ca să nu divorțezi de tine. Ce iese din gură vine din inimă și aceea face ca un om să fie necurat. Dar a mânca cu mâinile nespălate nu face ca un om să fie necurat.